13, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare strada Mihai Cogălnicianu și bulevardul 1 Mai din municipiul Călăraș, județul Călăraș, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Buget? Aviz favorabil. Mulțumim frumos, vă rog. Foarte scurt, aș vrea confirmarea faptului că, așa cum s-a discutat la dezbaterea publică organizată în luna februarie, zona aceea de parc nu va fi afectată de acest proiect. De proiectul Bulevardul 1 Mai, strada Cogălnicianu. Cu siguranță. Ok, mulțumesc. Documentația despre care s-a discutat la acea întâlnire despre care vorbim dumneavoastră era deja elaborată, iar cetățenilor a fost prezentată așa cum a fost întotdeauna și ea, în continuare, își urmează parcursul în aceeași format, în aceeași structură. Păi și unul mai nu se escavează prin Poinca, așa am citit, așa am fost informați. Sau s-a asfaltat. Voiam confirmarea a ceea ce ne-a spus domnul primar, știu că de ce scrie în proiect că noi n-am văzut pe. Voiam confirmarea a ce ne-a spus domnul primar la sfârșitul dezbaterii publice organizată aici, în această sală, că nu se vor face lucrări pe Bulevardul 1 Mai. A fost o interpelare la acel moment de la hotel care s-a până răspuns la Dobrogei. Și exact cum a precizat și domnul primar, așa a fost formulat și răspunsul, în sensul că nu se va modifica cu nimic structura și funcționalitatea Bulevardului 1 Mai până la... Ok, mulțumesc. Așa cum s-au temut la momentul acela cetățenie că se va întâmpla. Supunem la vot cine este pentru. Unanimitate. Mulțumim frumos.